L'antrenire a precare primarul Lucian Micu a avut-o cu medicii și cadrele medicale din Spitalul Roman. Doctorița Nicoleta Popescu, șefa secției ATI și responsabilă cu transfuziile sanguine, a adus la cunoștința edililor faptul că Spitalul Municipal de Urgență din Roman se confruntă cu o criză majoră de sânge, mai ales la sfârșit de săptămână și în timpul sărbătorilor legale. Voi începe cu punctul de transfuzie pe care l-am avut noi. Problema cea mai mare este deficitul de sânge, care este relievat periodic. Totodată există o serie de consumabile pentru a asigura o siguranță a administrării produselor de sânge, care nu sunt ieftine. Din punctul ăsta de vedere, direcția știe, ne-au ajutat, probleme mai sunt cu achizițiile, dar care se rezolvă periodic. Vreau să apelez totodată la cetățeni să înțeleagă că există și din punctul ăsta de vedere o prioritizare a administrării produselor de sânge. Deci, cazuri la care poți considera urgențe amânate și cazuri care impun o administrare în momentul respectiv. Stocurile noastre nu sunt nelimitate, în special în zilele nelucrătoare, cum a fost acum, dar încercăm să facem față din punctul ăsta de vedere. Iar pe secția anestezie, terapie intensivă, noi deservim practic tot spitalul. Nu suntem o secție care produce bani, noi doar consumăm. Cred că suntem cei mai mari consumatori din spital. Managerul spitalului, doctorița Maria Andrici, a subliniat faptul că acea campanie de recoltare de sânge inițiată anul trecut de conducerea primăriei a avut un succes moderat. În ceea ce privește deficitul de sânge, știm cu toții că noi anul trecut am făcut campania de donare de sânge, dar nu am avut un succes chiar foarte mare, să spun. Eventual să reluăm această campanie și cu ajutorul presei, poate cu ajutorul presei eu putea atrage mai mulți donatori. Șefa secției ATI a atras atenția asupra unei practici care există deja în clinicile universitare de la Iași, și anume aceea de a impune aparținătorilor ca în cazul unei intervenții chirurgicale să aducă minim 5 donatori, care de regulă fac parte din rândul celor care donează în mod curent sânge și la Roman. Din această cauză, un asemenea donator trebuie să facă o pauză de refacere a organismului. Din foarte multe persoane care au venit din centrele universitare cu diferite diagnostice, leucemii sau care au nevoie de sânge, mulți din ei săraci și-au folosit numărul de donator. De obicei, când pleci într-un centru universitar, ți se spune, îți pun sânge, aduci un număr de donator. Acei donatori nu pot dona decât la 2-3 luni odată. Noi îi înțelegem. Încercăm să corectăm cât se poate deficitul. Bineînțeles, avem programa discuții cu centrul de la Piatra, care și ei au nevoie de sânge și... Dar rugăm să vină și oamenii să încerce să sprijine oricine putem ajunge în situația respectivă sau putem avea pe cineva din familie. Edilul șef al municipiului a promis că încă din luna februarie va sprijini declanșarea unei noi campanii de donare de sânge. Eu zic că poate chiar din luna februarie vom reuși să mai declanșăm încă o campanie. Eu știu că la sfârșitul anului trecut, toamna anului trecut, am realizat acea campanie și chiar nu am mai avut niciun feedback de la dumneavoastră să știm care e rezultatul acesteia. Dar eu zic că e bine să facem cât mai mult de astfel campanii, fiecare să, dintre noi să devenim un exemplu și chiar voi ruga atât prin intermediul colegilor din primărie să facem o campanie la nivelul de informare, la nivelul primăriei, dar și a tuturor celorlalte instituții de pe rada municipiului Roman, astfel încât, așa cum spuneam, prin puterea exemplului, să reușim să punem lucrurile în mișcare și să fim noi înșiși mai buni și să le demonstrăm tuturor că dacă vrem cu adevărat putem să realizăm lucruri frumoase. Romașcanii care sunt donatori tradiționali fac aceste donații periodic în conformitate cu prevederile legale, care de câțiva ani au mărit durata dintre două donații de sânge în vederea refacerii organismului, situații în care s-a redus și numărul de donatori. Centrul de recortare a sângelui de la Roman depinde de Centrul Județean de Transfuzii de la Piatra Neamț, cel care gestionează și sângele recoltat de la donatori.